Și cine mai are de lucru, fiecare știe. Și vă rog asta în comod. Nu poate face directorul și lucrătorul tehnic. Leafă nu ajunge niciodată. Ca la un loc. Și directorul, și profesorii, și lucrătorii tehnici, și copii, dacă amenajează teritoriul și școlii. Ați fi foarte frumos și voia să aveți dispoziție mult mai bine. Și când este curat, și copilul nu mai arunce nimic. Iar dacă vine cineva din sat, sară și face cu noi, pe o bucată de chin, pe urmă ești singura să vadă că asta nu este frumos. Doar toți suntem oameni și toți aceasta înțelege. Cu părere de rău, construcții globale, cum ar fi, mă repet, nu avem. Necătând la aceasta, suma de 1.200.000 s-a dat pentru reparații care au fost în limitele posibilităților raionului nostru. Sunt două proiecte, ProOn este în școala din Pătrășeni și în complexul instructiv educativ din Buda Mare, unde se petrece lucrări ca să fie să nu fie pierderi căldură. Încălzarea la exterior, la Pătrășeni, se schimbă cazângerii. Asta tot este plus. Și în ce punct de vedere este plus proiectele acestea? Că aici lucrează și puterea raională, administrația cu secția de învățământ, de o parte din bani. Sovietul Sătes și oamenii. Când dau cine poate, cine 10, cine 100, cine 200. Putem să spunem că noi singuri poți să ne învățăm la aceasta. Nu trebuie pe noi Europa să ne învețe. Noi suntem țară destul de bogată. Putem singuri. Dar noi tot timpul așteptăm cineva să ne învețe, să ne arăte cu nasul. Unii noi avem probleme. Noi putem singuri această fapt. Ce a fost, așa s-a dat din fondul deputatului Apoporului, Timiș, la Grigori Ivanovici, s-a dat la Petrașev ca 200 de lei. Cum s-a dat asta? Puțin mă interesează, puțin că s-a schimbat 72 de geamă, spun, din plastic, care nu dă voie să pierde așa de tare căldură. Tot este plus. Adresați-vă cine bate, vă celuia să deschide. Să petrec reparații capitale, poate și s-au terminat unele locuri mai petrec, în bucătăria grădiniță din Glodinești. E clar că în aceea grădiniță îmi trebuie foarte, foarte mulți bani ca ei să arete mai bine. Dar vedeți, dintr-o parte părinții, dintr-o parte putere, și ei sunt veselești. Tot merge reparația capitală la bucătăria din Mamorvița Vama, dacă nu s-a schimbat de numirea satului. Merge reparația bucătăriei din grădinița din Horbova. Că unii mănâncă mulți copii, este pericol de diferite infecții. Și cu cât este mai curat, asta tot depinde de oameni. Noi ce putem, ajutăm. Și cam cu două săptămâni în urmă s-a început întărirea fundamentului școlii din Herță, care este era construită de români, s-a început a forma. S-a dat din patru izvoare diferite. 100 de mii s-a dat din bugetul raional, 100 de mii din fondul de rezervă, 100 de mii s-a găsit din rezerva secției de învățământ și 80 de mii ajutorul care a dat primăria din Herță. 380 de mii, nu-i sumă mare, se întărește fundamentul. Fundamentul acoperit și încălzării asta determină orice casă și orice instituție de învățământ. Și mă gândesc, mai departe, prima grivnă care este alocată, a să atragă și altă grivnă, dacă este dorință. E clar că asta mă mult timp. Noi tot vrem, tot deodată, dar deodată nu se primește. Și se dea atunci când întrebări trebuie. Când se simțește necesitatea aceasta. În afară de aceea că noi stăruim să-i învățăm pe copiii noștri, este încă și lucrul extrașcolar. Observăm câte obiceiuri rele. Am și eu obiceiuri negative, și dumneavoastră. Este alcoolismul, fumată, narcomanie, diferite filme cu agresie. Totul depinde că niciodată niciun vas nu este bun. Copilul este un vas. Depinde cu ce îmblemă.
Dacă mă împlem cu ceva bun, el a sfârșit bun. Dar dacă noi îl scăpăm din punctul de vedere și a familiei și a școlii, atunci el se întâmplă cu el. Și pe unul e foarte greu de prefăcut. Că asta trece în deprindere și pe unul trece în caracter. Și învățământul extrașcolar este foarte important. Но это мы не каждый год говорим, что это проблема. Каса де креации, школа спортива, нари инкапере у нас. И клар, в моменту де фаца сейчас, мы не можем schimba, что это сент ресурсы финансовые очень большие. Да, индиферент, как есть, он ан май сус, он ан май жос, копии наши се окупы, ярыш депинди де маестрия педагогилор, каряу черкурли аческие, секциили аческие. Я ворбез дестул де серьоз. Poate cuiva asta nu e interesant, dar fiecare îl văd. Înțelegeți acela care nu e atent, sau și lui e indiferent. Sunt rezultate la nivel de regiuni, la casa de creație. Noi despre chestia asta să le menționăm la ziua profesorului. Astăzi o să menționăm rezultatele care sunt la Olimpiez, la testare independentă. Asta nu înseamnă că noi accentuăm tot timpul numai rezultate, dar rezultate trebuie să fie. Că copilul când învață, când și el retrăiește odată cu profesorul, atunci îți primesc rezultate. Dar dacă rezultatele sunt slabe, atunci nici profesorul, și profesorul este indiferent, și copilul încă mai tare indiferent. Și eu odată repet, eu nu cred că în Cernăuț sunt cu atâta mai cuminți copii decât a noi. Doar tot au două mâini, două picioare, cap. Și uitați-vă, eu, înțelegeți-mă corect, noi avem 29 de școli, noi trăim în raionul României. Două se petrece învățământul școala ucraineană. Și uitați-vă, îți primește așa, paradox, școala ucraineană, care învață tot românii noștri, în limba de stat, au cele mai bune rezultate. Dar ceilalți, noi avem rezultate mai rele și tot din ce nici ele scad. Vedeți, mergem paradox. Aici noi trebuie să fim patrioti. Și a neamul, și a țării. Să învățăm limba maternă. În primul rând, dacă noi cunoaștem limba maternă, putem învăța și altă limbă. Depinde cum vorbește copilul, arată gândurile lui. Dacă gândurile sunt curate, și vorba e curată. Dacă gândurile sunt necurate, atunci și vorba este murdară. Vă spun încă o dată, accentuez paradoxul. Mulțumesc la colectivul Școlii Ucrainene. Dar acolo tot profesori români, copii români și au rezultate mai bune. Îți primește paradox. Dar noi, celorlalți, nu le oricare rușine, ți s-a dus așa de departe. Și fiecare găsește îndreptățiri. De ce în școala ucraineană se deschid două clase de întâiași? Condițiile, nu, relativ bune, dar tare înghesuit și vreau mult. Dar în altele, nu mă. De ce se micșorează? De ce fug? Nu vă gândiți la aceasta. E vinovată puterea, politica de stat. Trebuie de gândit la aceasta, dacă este dorință. Că nu se vede tare dinamică așa de mare. Eu la profesorii care au dat rezultate, le mulțumesc din suflet și mă închin. Pur și simplu eu n-a să-i numesc, ea să fie menționați cu premiile care se numesc Gheorghe Mihalci și Valentin Dmitrievici. Pur și simplu care au dat rezultate. Înalt, la testare și la olimpiadă. Cu părere de rău, rezultatele la testare independent, eu m-am simțit, știți cum spune chestii, română și moldovană. Românul spune că, domnule, mă simțesc cam prost. Sau am spus, nu fie dușel, eu tot sunt prost, dar nu simțesc nimic. Eu nu știu cum să spun cum m-am simțit eu la conferință. Când Biștitet, raionul Cherța era pe ultimul loc. Exemplul demnitatea asta, mie nu-mi place. Cinstit vă spun. Tare nu-mi place. Nu se poate așa. La Sfișnou, Sulița și Hlibocă, toți sunt, doar știu pe oameni ce, știu cum posede limba. De ce ești mai sus ca noi? Nu se poate așa ceva. Dacă nu putem noi întrece raioanele ucrainene în limba ucraineană, dar matematică, dar istorie, dar geografie, dar geologie, tot le învățăm noi. De ce noi nu putem să fim măcar acolo? Las fi limba ucraineană, nu merge. Dar de ce alte obiecte nu merge? Înțelegeți, să arată o diferență. Trebuie și voi să aveți, să fiți infectați de asta, infectați, pur și simplu, de dorința de a arăta că noi suntem mai puternici, că cu cât e mai multe obstacole are omul, dacă el ne învinge, el se face mai perfect.
Pistitet noi suntem, la ucraineană, suntem pe ultimul loc. Nu, acolo a fost la Cernăuță ratat balul mediu 3,8, 3,8, minim o corectat, că la noi 4. Mediu pe regiune este 5,6. Dăm cu 1,6, noi suntem în urmă. Dar diferența între notele anuale și între rezultatul la testare este de la 1 până la 3-4 baluri. Eu nu știu, voi poate vedeți pe slide-uri care este. Noi asta, prezentația, să vă trimitem în fiecare școală. Și carticica aceea să fie la Cernăuță, tot să vă trimitem. Deci că fiecare avem foarte multe de lucru. Foarte multe de lucru. Omul care nu este ocupat și nu vrea ceva să facă, ca și orice copil, dacă noi dăm acasă de lucru de învățat, el începe să face ce? E corect. Deci să faci și concluzia. Toate conflicte care sunt neînțelegeri, că nu merge lucru normal pe loc și oamenii, mă scuzați de expresie, dar nu s-o ocupați. Vă spun cum este. Matematica. Unicul obiect care noi suntem a doilea la toată. Cu 0,1 zicem baluri, suntem mai presus, dacă mă greșesc, de un raion oricare, că Putila, că Securieni, nu mă pot spune. Dar tot balul mediu pe regiune, 5,4. Istoria, 4,6 și 5,4. La anul o să apară încă o testare independentă la limba străină. Nu cum poți să posede copilul limba străină, dacă el nu posede corect limba maternă, a mamei. Și nu posede limba de stat. Că noi trăim în Ucraina și trebuie să o posedem, toți. Dar acum să dea testarea independentă la limbile străine. Fiecare din voi trebuie să vă gândiți la aceasta. Fiecare noi avem. Numai decât trebuie să facem ceva. Că dacă nu o să știi limba română, limba ucraineană, nu o să știi și limba franceză sau engleză. Tăți vin, vreau să înveți limba engleză. Cu liberalizarea vizelor, cu pașapoartele acestei români. Foarte multe cadre și foarte mulți oameni se duc peste granițe. Anul acesta ca niciodată. În alți ani era ajutaj de primire la lucru. Anul acesta este ajutaj de eliberare la lucru. Nu se întâmplă. Vă spun, peștele caută unde e mai adânc, dar unul unde este mai bine. Nu, este și aceasta corect, dar simțul de patrie de unde e născut, el totuși rămâne. Și tot depinde de noi. La olimpiezele regionale, indiferent cum sunt ele, în ce formă, cum sunt, eu pot să vă spun că eu tot am fost profesor și știu. Eu spun, cineva poate să spui că ele se cumpără. Dar totuși, dacă copilul este la punctul său, numai decât să. Noi suntem iarăși pe locul, ultimul loc, chiar mai mult. În urma, orașul Nou-Nistrovsk, acolo unde sunt 1000 de copii, dacă nu mă greșesc. Avem 11 locuri, și Nou-Nistrovsk are 15. Obiectele cum este dreptul, limba engleză, matematică, fizică, astronomie, informatică, tehnologie, economie, geografie. Avem ce? Zero. Niciun loc. Înțelegeți? Reieșind din titlurile care le avem. Titlurile la toți le place. Numai titlurile când le primim. Noi încă mai cu răspundere trebuie să ne atârnăm. Și astea nu-s vorbi goare. Și nu tot timpul primiți că vă face observații. Vă face din nerăutate. Că se observă acum. Dacă este învățător metodist, are rezultat, îi face observații, ferească Dumnezeu ce se obișnuiesc. Înțelegeți, când mergem la o adunare ceva, tot îi primesc. Că tot îi rălele, astea s-a merg. Tot îi succesele s-a voastră. Și eu pot să mă bucur odată cu voi. Rălele le primesc eu. Și, înțelegeți, nu pot nici eu, nici secția, nici puterea să vă controleze pe voi tot timpul. Trebuie să fie convingere și încredere să facem. Pentru ce facem? Profesia este alesă. Omul când vine la lucru ca la soare, așa de greu îi treci timpul, cealaltă copilul vede. Dacă îmi vii cu sufletul deschis, o trecut repede și primești satisfacție. Chiar și de alea face, ca spunem noi, pe mizi.
Dacă noi stăm și suntem răi, că e leafa e mică, să mărește leafa asta. Nu să mărește. Fiecare își alege. Vrea să lucreze. Primiți satisfacție de la aceasta. Dar observați, pe nimeni nu putem ține. Să duc tinerii peste graniță. Nu așa este munda de migrație. A fost asta la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Pe urmă s-au început a întoarce. Asta merge, asta este cum se schimbă și clima pe pământ. La apărarea lucrărilor științifice avem, numai un loc și participanți puțin. Unicul loc a fost de la liceu. E clar cu o importanță foarte mare. Noi nu mai învățăm pe copii, dar și îi educăm. Îi educăm, învățăm. Noi nu trebuie să îi învățăm. Noi trebuie să îi învățăm ca ei singuri să învățe. Noi trebuie să-i dăm lumina cunoștințului. Dar nu de dat exemplu că cine a învățat la școală, el are mașini și are bani și mai departe. Prin exemplu, care sunt, e clar că cineva este mai bogat ca noi, cineva este mai sărac. Dar dacă noi am fi sărac sufletește, e clar că asta. Noi nu să putem, dacă nu credem, nu să putem convinge și pe copii. Și educația are importanță. Noi, în primul rând, eu tot timpul accentuez, noi suntem români. Patria și părinții nu s-a aleg. Noi trăim Ucraina. Noi trebuie să păstrăm identitatea noastră, că noi suntem români, obiceiurile, limba. Și în același timp trebuie să fim patrioța țării. Și să stimăm țara în care trăim. Cine vrea o ponegrește, cineva nu o ponegrește, dar noi aici trăim. Spre deosebire de alte țări, noi suntem destul de liberi. Libertate este. Pur și simplu, mulți din voi poate nu înțelegeți ce înseamnă condițiile și sunteți punct rău de trăit. Nu trăim noi atât de rău. Acum credeți ce am în vedere. Încă o dată vă spun ce înseamnă când visez, dormi pe pierne curată și un pat. Cânteți să îmbrăcați frumos. Cânteți au ce mânca. Când nu șuire de supra capului. Când copiii pot să-mi la școală. Noi tot timpul vom umbla cu ceva vrei. Numai că noi nu prețuim aceasta. Tot timpul să nu fie mai rău. Eu niciodată nu-mi place când cineva spune să nu fie mai rău. Trebuie să fie mai bine. Că dacă noi spunem că nu trebuie să fie mai rău, înseamnă că asta pe noi ne satisface. Și noi nu vrem să creștem mai departe. Gata, ne-am pus. Acesta proverb trebuie scos. Și încă o dată repet, că cuvântul are o putere foarte mare. E păcat că majoritatea de voi nu credeți. Cuvântul are o energetică foarte mare. Și când noi să vorbim curat și cu gânduri curat, asta se face o putere nemaipomenită, dacă este credință. Singur noi întâi trebuie să credem într-aceea, că atunci și copiii să creadă. Vedeți ce frumușel v-a spus copilașul, măcar că eu pregătit, îi mulțumesc Светлане Васильевне и Ларисе Михайловне, как копилашу спуса, как синчик. Во паре каста я был приготовлен, да, с обсерваткой из суфлика это со спус. Что с копией требовал принш, конечно, луминицы. Что и так за принш, это начало. Что школа сфачи, моя луминаса. Когда на центре школы кей луминаса, на алта ей гри. Что дефиндишь, где профессор. Зимбиту. Зимбиту для суфлика. Într-așa formă, asta e darea de seama, eu am spus că e mai mult subiectiv, obiectiv, eu vă spun ce să-mi țăr și în ce eu cred. Și o mulțumire foarte mare la toți dumneavoastră și o plecăciune, la toți care m-au ajutat când am fost departe. Cine cu bani, cine cu o rugăciune, cine cu o lumânare pus la biserică. Asta importă foarte mult, măcar că este foarte ieftin. Într-adevăr, cine a dat o rugăciune, asta o simțește. Dar datorită dumneavoastră, am venit viu și teafăr, fără nicio atingere. Vă mulțumesc la tot. Și cu mare plăcere m-am reîntors în colectivul dumneavoastră și al meu. Și mă gândesc împreună, a să avem încredere de a dobândi ceva mai bun. Ca raionul nostru să sune nu la nivel de regiune, dar și la nivel de țară. Că noi ne deosebim de toți. Noi avem cu ce ne deosebim. Numai dacă vrem noi asta să arătăm. Tot avem.
Vă mulțumesc pentru atenție, un an bun și roditor. Dacă ați fi întrebări, o timp poți să le dați, a să vă răspund cu mare plăcere. Vântoare, șeful administrației, domnul Cristian. Mulțumesc, președinte, stimați directori, stimați profesori, într-adevăr, astăzi avem o sărbătoare, avem o zi cu soare frumoase, când ne-am adunat cu cei mai frumoși oameni, cu cei mai cuminți oameni și cu cei mai sfinți, care face lucruri sfinte, frumoase, în ei duc copiii și nepoții. După Octavian Mircea mi-a rămas puțin să vorbesc, el a spus mai mult. În schimb, eu aș vrea astăzi, oficial, din partea administrației, din partea întregului Raion Viața, să-i spun un mare mulțumesc la Octavian Mircea și că a fost cel mai bărbat din colectivul meu. Starșul leitenant, dumneavoastră știți, care a condus, a făcut lucruri bune, fapte bune, într-adevăr, Dumnezeu l-a păzit. Și vreau să spun că n-am avut nicio problemă cu Dumnezeu, nu m-a sunat nimic, s-a dus un... A fost un erou adevărat. De atâta, Octavian Mircea, să știți că noi nu uităm aceasta. Nu v-ați ascuns după fusta soției sau mamei, dar ați fost un erou. Încă o dată vă mulțumim. Dar acum, stimați profesori, vreau să vă spun că, într-adevăr, dumneavoastră acest lucru bune, într-adevăr, noi ne mândrim cu dumneavoastră. Știți că ne spune fiecare că la Iarța. Da, Iarța e. Unicul raion suntem românesc din țara noastră, suntem unicul raion care mai avem niște, facem niște lucruri directe, adică avem drept să mai scriem la miniștri, la primul ministru și mai departe, numai atâta, trăim mai mult de 90% de români. Deci cineva tot ne stimează și mai sus și aici suntem noi, chiar dacă învățământul vă spune mai târziu, puțin. Dumneavoastră, în orice caz, v-ați stăruit, lucrul l-ați făcut, spunem așa, după leafa care o primit, da? Deci ce ați vrea să vă spun? Am la directorul rugaminte, dacă a spus Octavian Mircea de ograda școlii sau de eu, iarăși mă întorc la pământul școlii arabe. Poate anul acesta, la Maral, în Folosi, avem 19,6 hectare de pământ care s-ar putea să-l folosim cum l-am folosit cândva. Deci și asta v-am adus în minte. Doilea lucru, stimați colegi, într-adevăr e greu. Când am venit eu la Viața, raionul nostru tot era numărul 13. Nu vreau și asta, eu nu știu, să-mi scriu ceva, nu știu de ce lăs 13. Știți, un Ivan Anjul Țer, incitajul 13. Nu e nici atent, multă lume folosește cifra aceasta și se face fericiți. Sunt oameni care la armată s-au născut, de data trebuie s-au căsătorit și așa mai departe. Deci asta nu e strașnic. Pur și simplu, dacă erau 14-15 și mai mult, era mai rău. Am rugăminte. A fost greu și pentru raion, în schimb, suntem cel 8-5. Faceți și dumneavoastră ceva, să vă porniți pe locul acesta, ultimul, să vă ridicați și să-l mai sus. Eu vă doresc succes. Îmi cer scuze dacă mai sunt unele probleme și chiar dumneavoastră, ca profesori, poate ar trebui să aveți multe, mai multe lucruri. Știți că e greu, e război. N-am lucrat nicio zi fără război. De când am venit, am 2 ani și jumătate, tot timpul sunt război și probleme. Avem toți probleme, și administrația, și rada, și ne pare nouă, apoi mai bine să vă mereu. În schimb, eu cred că în scurt timp s-a terminat. Încă o dată vă doresc sănătate, răbdare și aveți grijă de copilași mulți. Vă mulțumesc. De ce am vorbit cu țări? Am vorbit puțin că aș vrea timpul meu să mă împărțesc Tatiana Nicolaevna, dumneei profesoare, mă rog, dați-mi voie, asta e, a dumneei mai mult decât a meu. Deci, vă mulțumesc pentru tot. Mulțumesc. Mă opresc, dacă mă știți, din viziune, un pic din alt racurs, pentru că mi-a schimbat, un pic mi-a schimbat poziția.
Și ți-am de rândul, fiind că și dumneavoastră stând în sală, la conferințele pedagogice, nu, de multe ori bine așteptam cu nerăbdare să termini conferința, înțelegând că de multe ori multe din problemele care cu adevărat ne frământă, rămân în umbră, discutăm altceva, chiar dacă voi înainta noi în proiect de hotărâre acestor conferințe ceva ce venea din sală, sigur era ca două zile cam toți lucrurile acestea. Nu, așa e realitatea. Poate cineva și conferințele însuși un pic ar trebui, poate formatul lor schimbat, pentru că ei, știți, amintesc un anacronism din perioada sovietică și totuși, careva din moment am vrut să mă opresc asupra câteva din ei. Am spus, privind din altă poziție, mi-am dat seama asupra câteva întrebări la care aș gata vreau să le accentuez. Deci, prima asta este infrastructura învățământului. Este o problemă la nivel de țară și se simte și la nivel de raion. Deci, infrastructura învățământului, compusă din câteva componente, organele de resort care formulează politica în învățământ, întreprinderile, așezămintele care asigură bază tehnico-materială, nu și așezămintele, instituțiile care promulgă, elaborează programe, materiale instructive, metodice și tot cele. Știți cum, nu m-a lăsat niciodată, de acum când conștient am început să lucrez și vedem lucrurile alea mai complex, de faptul că toate aceste componente lucrează fiecare de la sine, neținând cont unul de altul, sami pe sebe, noi spunem cândva, da? Deci lucrul acesta într-o măsură care el se simte și la nivel, la nivel de raion. Deci e una din probleme, deci care o văd de acum și e necesară, totuși să conlucrăm, să colaborăm, să coordonăm, să nu ducem fiecare din structurile noastre, dar fiecare linia lui, indiferent de faptul ce fac ceilalți. Deci, dacă am face lucrul acesta, v-am spus, colaborând, coordonând activitatea, multe din problemele sistematice de sistem care s-au creat acum, o parte din trânsele ar dispărea singuri de la sine. Deci asta e prima poziție care am vrut să o accentuez. A doua este circuitul de informație. Ne necăm cu toții, și noi și dumneavoastră, în tumultul cel de informații care veșnic îl dăm. Școala trebuie să facă lecții, să lucreze. Nu-i treaba noastră să analizăm felurite feluri de informații care deseori nici nu ating măcar procesul instructiv educativ. Nu, nu ne rămâne timp pentru lucrul de bază al școlii. Lecția și lucrul viu cu copiii. Și ați iarăși paradoxul. Analizăm, adică ratingul școlii, facem după un șir de criterii, o mulțime de criterii, și când la urmă facem analiza și conferințele pedagogice, ne dăm seama că totuși principalul este calitatea cunoștințelor și rezultatele. Acel paradox, am spus, în parcursul anului școlar facem o mulțime de activități, dar principalul, știți, copilul rămâne neînvășat și cu buricul îi tăiesc primești, da? Rezultatele sunt cele care le avem. Uitați, propun Octavian Mircevici, din poziția asta, da, am spus că privesc un pic altfel, acele școli care au rezultate mai bune, așa cum sunt ele la nivel acum, la moment, așa ca formă de stimul, deci acele primele trei școli, să spunem, care au un rating un pic mai bun la testare independentă de stat, să nu-i monitorizăm și cu ajutoare metodice. Ați înțeles ce am în vedere, da? Mai puțin ajutor metodic. Să fie asta un stimul pentru colegii noștri, pentru că, nu, ar trebui totuși un fel urmit cadrul acesta, cadrul acesta din loc. Dacă ați fost atenți la asta anul acesta, când s-au analizat rezultatele testării independente, ministrul Lilia Grinevici, un pic, adică Octavian Mircevici, am să vin în, cum spun, am să completez un moment din ceea ce ați vorbit dumneavoastră. Doamna Grinevici a spus că a constatat că rezultatele absolvenților școlilor sătești sunt mai mici decât cele din școlile orășănești. Și s-a dat cifra că 2/3 din absolvenții școlilor sătești au susținut examene, testare.